asta nu postez, mă, numărul, citete de aici. Asta nu postez, mă, asta rămâne doar între noi. Am emoții că am întârziat. A zis domnul că nu avem cum să terminăm. Bine că noi eram dezbrăcați. Nici mă uit în stânga la ăștia care stau în coadă, că mi-e rușine. Stau puțin așa. Știu că vă place pe burtă la apă mică, dar v-ați sfătui să vă abonați la canal pentru că n-ați vrea să vă prindă controlorul fără abonament la acest canal. Mai bine de jumate dintre voi nu sunteți abonați. Hai, vă mulțumesc și vizionare plăcută! Nu, salut, ce zici? Ce vezi? Dă drumul la treabă? Da. Hai, ce îngrizi, Dan, acolo? Hai, de antrenament. Eu am venit direct în ele, se supără cineva? Nu. Hai să mergem. Hai. Gata, chat, am intrat la sală. Băi, de la ce sală am venit aici? Mi-a făcut de-aia facială, ca în film. Cot cheiță, cot cheiță. Să rămânile, mulțumim. Bine că noi eram dezbrăcați. Băi. Andrei aici se schimbă. Eu am venit ca la fotbal, mă duc, am telefonul buzunar, tele. Băi, frate, dar ai văzut de aia facele nouă, ca în China. Bă, știi de ce, frate, ăștia vor să ne fure ADN-urile, mă. Vor să ne cloneze, de asta tăia cu de aia face. Ce naibii, mă, noi nu știm. Foarte frumos aici, zona de picioare. A zis, doamna, aici zona de picioare la care nu o să mergem niciodată. Că noi vrem... Am venit aici să fac brațuri și piept. Așa am învățat la meciul la sală. Restul exercițiilor. Sunt în plus. Sunt în plus. Nu, mă, dacă mergem la fotbal, aiurea mai merge și la picioare, nu? Clasic bărbătește, frate. Braș. Eu sunt tipul acela de om. Ce păr am în cap. Tipul acela de om. Da, Andrei, hai să mergem și sus la brațuri, că de asta am venit. Aici am venit să vedem ce nu, unde nu o să intrăm niciodată. Uitați, domnule, ca la metrou, Andrei, din obișnuința, sări gardurile. Bă, să-l vezi. Am zis eu așa, atenție, se... Vine cangurul. Ei, aici e comod. Astea le aici știm. Aici ne înțelegem, la picioare nu știam aparatele, vă zic sincer, brațe, frate, ne interesează pe voi. Băi, noi am venit pe ciocăneală aici, mă. Am venit brațe, picioarele. Să fii sănătoase picioarele. Mamă, și goale, cum îmi place mie. Iau de astea, de mușchi. Hai să începem mușchi, Andrei, zic și eu. Fă-ți analiza așa și zi-mi ce mușchi fac. Deci ți-am zis, fă-mi și eu un program de 3 antrenamente pe săptămână, mi-a ajuns 3. Mi se par 3, dar o să cuprindem tot. Vă să nu dați linii. Da, în afară de picioare. Și aici da, picioare zis. Dacă mergi la fotbal. Mergi la fotbal, da, n-are sens. Da, dar ce grupe de mușchi sunt? Deci biceps, triceps, da, riceps. Fără, mă, nu fac, fac acasă, bă. Biceps, nu triceps. Nu mergi mai de și abdomenul nu era puțin... Piept, din da, abdomenul era din comunitate? Sau îl facem? Nu, îl facem. Bine, îl facem. Dumnezeu, mai abdomenul e, practic, baza puterii. Așa e. Hai, să-i dăm drumul. Zi-mă, Nae. O să lucrăm spate cu biceps. O să începem cu un exercițiu de biceps pentru a activa mușchii brațului, aici în față. După care o să continuăm cu spate și facem biceps iar la sfârșit. Dar începem cu un exercițiu pentru a activa grupa musculară, pentru a pune mușchi în mișcare. Mm-hmm. Pentru că atunci când faci spate, te ajută mușchii ăștia, înțelegi? Practic, ăștia faci mișcările. O să facem o serie la scripete, pentru că la scripete este mult mai simplu să ridici greutatea față de greutățile simple, normal. Pentru că aici este o greutate controlată de aparat. La... Aici, ce vreau să lucrez. Aici. În momentul în care ridici, încordești. Fac așa? Asta era și un mie. Păi, și apoi și alea nu ne fac. Mie, păi, și la faul ești cu urmă. Eu zic că am putut să-i dăm acasă, să mor. Deja am venit la sală și m-a luat aia așa de... Mamă, unde e aparatul? I-a dat cu pumnul. Mai puțin, nu? Da. Mamă, dar ce m-a adus. Nu vreau o fată classy, vreau o Cardi din ghetto. Vreau o Cardi din ghetto, sunt prețios ca un bivelou. Da, chat, eu am venit și eu la sală ora 3. N-am mâncat nimic, azi am băut atâta apă, o gură de apă. Și-a fost în capul meu, nu știu. Oricum, azi e ziua de probă, așa, hai, să vedem. Andrei KSA, antrenor de box, de fitness, de ce vreți voi. Lui pe braț îi place mai mult. Da, cu ciocăneală. Așa, pă, da, astea așa mai face. Că face parte și din comunitate, dar restul el e cu brațul. Ia, dă, arată o serie la cameră. Eu, mamă, mamă, dacă dau drumul la brațe, fac. Nu, no, să uită lumea la noi deja. Aici trebuie să dai pe calcul cu câini, dai flotări pe dos, hă? Da. Și răsuzei și brațurile. Bondaj, cum se numește asta? Ia, dă-mă să arăt eu cum se face. Bravo. Cât poți? 5, 3 repetări, 4, e ok. 3. Greu, hă? Joacă și Barça Bayern Plan, de asta mi-am luat tricoul. Și ce? Se-mi văd. Te pun, moșul meu. Spor acolo. Ia uite. Așa se vine la sală. Bravo, moșul meu, te pup, spor. Tot așa, pe dos. Bara aia. Frotări pe dos.
Da. Tu mă înveți numai pe dos, cred că vrei să mai bucuri la mine. Tafunile, dar să știi. Da? Asta e mai stabilă, da. Bine. Bă, de-aia mă lungi amare, nu? Să nu cadă barea asta, bă, cât mă bun. Nu cadă, măi. Nu mai știu. Da. tot nu știu, bă, e mai știu. Mă, ca la gravide, bă. Ah, era spart camera, să moară la am dat direct în bar aia. Bă, nu mai dau astea de gravide, câte 3, câte 2, câte 5. Gata, clan, am terminat prima zi, a terminat desca antrenamentul. Și după aia o să mai facem și un antrenament de bosc. Acolo e și au maestru. Acolo, da, acolo. Acolo, da, acolo e maestru, aici ce vrei, nu știi așa. Aici e primul antrenament în sala asta și nu sunt familiarizat cu sala și cu aparate. Dar la antrenamentul de box e la mine. Aici știți cum e, el obișnuit să tragă la Pepe la piață, să d-astea. Când i-a dat lumea aparate de scrie în LBS pe ele, nu știa ce sunt alea, limbi, nu știa ce sunt. N-a văzut acolo că trage de DBS-uri. Ce vrei, mai America, așa. Mai râdeți voi de mine în comentarii acolo, să încerc ce exerciții să mai fac, ce mușchi să mai fac, că i-am cam pe toți. Da, cea, după cum v-am spus, am terminat antrenamentul și acum n-am nici mâncat nimic, nici eu, nici Andrei. Mergem să mâncăm ceva zăbălos, ceva să curgă, ceva să fie așa... Să ne băgăm picioarele de antrenament. Da, exact. Vreau să mă piș pe tot ce am făcut acum, tot ce am tras eu, bicep, spate, nu. Vreau să mă piș, vreau să mănânc ceva, să curgă pe mine așa, să ajung jegos acasă, să pun mâna pe telefon, să fie zoios tot. Da, bravo. Să mă ia somn, dar când m-a luat mă și culc. Da, mergem la Romană, s-a deschis ceva nou acum, cred că Smoke se numește, dacă nu mă înșel, și am văzut că are niște coaste de alea și niște sandwich-uri de alea libidinoase. Am văzut la o guriță mică pe TikTok și mânca, îmi plouă în gură, n-am mâncat nimic azi. Vreau și ciolan de ăla și un sandwich de ăla, vreau, bă, vreau să, uitați ce barbare el, vreau să aibă toată barba așa fofoasă, așa libidinoasă. Și așa cu un codru de ăla de pâine, așa cu un dumicat de pâine, să iau tot de la el din barbă. Asta nu postez, mă, numărul, uite-te, mama de aici. Asta nu postez, mă, asta rămâne doar între noi. Ia vezi, mă. Jaurme, zembiș. A zis domnul că n-avem cum să terminăm. Așa aici, domnul, nu aveți mă cum să mâncați atât, da? Le dăm daun, hai pe ele. Vă arătăm la final, da? 2 seconds later. Gata, chat. Jaurmica aceea e jos. Sandwich-ul jos. Ciolănelul ăsta a rămas, recunosc, a fost puțin grăsuț, așa. Bun, bun la gust, bun la gust, dar ciolănelul a fost grăsuț că l-am fi doborât. Adică eu, de exemplu, pot să trec strada să mă duc la băiatul să-mi iau un kebab mic. Nu, glumesc, nu mai, gata, e de jos. Nu mai știu cum se numește, Smokey. Smoke, da, Smoke. Am și plătit, nu ne-a dat nimic pe degeaba și am plătit cam bine. Unghiule! Le-am leșinat! Păi cum? Păi dar eu am unchi care au 30 de ani, 25. Mulți înainte. Dar le-am leșinat. Le-am leșinat, gata. E, ce ne-a mai rămas și nou? N-aveți câini pe aici? Câini, ceva pe aici? Da, clar, ne-am întins puțin. Eu trebuie să ajung acasă, vreau să postez un vlog pe care l-am filmat cu Tina. Cred că voi deja l-ați văzut, sper că v-a plăcut. Sper să poate vrei și o parte a doua. Și ne-am cam întins că azi e zi grea. Ia uite ce eu pe asta de autobuz. Sunt atât de nesimțit și eu pe asta de autobuz. Sunt atât de sclav și eu pe asta de autobuz. Cred că sunt atât de sclav, oameni buni, și eu pe asta de autobuz. Aia, eu glumesc că acum vă dați seama, dar nu iau pe asta de autobuz, că nu-s nebun. Aha, a luat-o și ăla cu audio. Deja e mână liberă. Hai, gata, sunt autobuz asclan. Hai să vedem puțin, pasta de autobuz. Ce faci, mă? Pe unde mergi? Cere scuze! Nici mă uit în stânga la ăștia care stau în coadă, că mi-e rușine. Stau puțin așa. Și acum aș vrea să ies totuși, să nu mai fiu atât de nesimțit. Aș vrea să intru și eu în coloană, dacă m-aș lăsa vreunul. Ar fi ideal, gata, am fost destul obraznic. Domnul care vorbește pe FaceTime, el vorbește cu camera, eu cu camera. Măcar lui răspunde cineva. Da, chat și sper că vă place vlogul. Hai să-l, așa, l-am prins pe telefon și m-am băgat fără să-i mai fac vreun gest, că era pe telefon. Așa, hai că am dat în vileac pe toată lumea, dar nu zic ce mașină are. Frumoasă Skoda. Numere de București, cred că îl cheamă Relu. Da, bă, în seara asta joacă Barça Bayern, doamne, ce... Bă, n-am emoții, frate, simt că Barça poate să-i bată, adică am încredere în băieți, dar mie să nu fie iar o muială de-aia, mai ales, nu mai zic că după aia ce scă... În fine, e meștare, sper ca băieții se descurce, am încredere în ei și au revenit și băieții care trebuie. Eu zic că o să fie un meci bun. Doamne ajută să iasă toți băieții pe picioarele lor de pe teren. Trebuie să postez și vlogul ăla și la 8 și un sfert, cum v-am obișnuit. După fiecare fugiți de acasă, pleacă și live-ul, tată. Mai o reacționez, mai o ceva, vlogul ăsta nu știu când îl postez. Ce mă bucur, deci am deja două vloguri terminate și urmează al
treilea pe care îl filmez acum, chiar productiv. Mai am unele de la Atletico Textila din vară, chiar două, s-au putea să fac unul mare. Să-mi ziceți în comentarii dacă vreți să-l trimit să le editeze băieții, că deja mă bucur, lucrez cu doi băieți, cu Adi la edit și cu Edi la thumbnail. Încep și o să fac puțin mai profi. Claule, scuze, dar tu editezi ok, ești la început, dar Adi e mai, deja are niște experiență și de asta. Nu vreau să te simți strădat, Claule. M-ai ajutat foarte mult, ești un băiat foarte de încredere, îți mulțumesc pentru toată susținerea, dar Adi are mai multă experiență. Nu vreau să te superi pe mine, Claule. Nu vreau să fiu un moment cringe din asta. Nu ești tu de vină, eu sunt. Am făcut și live chat și începe meciul. Ia uite, ilei mei, Casado și cu Pedri. Oh, Doamne, ce meci începe acum. Fermin, Doamne, ajută să fii inspirat, regele meu. Rafinha, vreau asisturi, Yamal, vreau asisturi și Leva, vreau să dai hat-trick azi, sau măcar două. Ăștia sunt lei mei. Începe meciul sezonului, începe examenul lui Hansi Flick. Ne vedem poate la final, dacă e cu fericire. Doamne ajută, Doamne ajută. Hai, hai băieți. Pardon. Da, clan, ce răcoreală. Ăsta a fost examen de maturitate. Eu zic că asta e săptămâna cu bacul pentru Barcelona. A fost primul la logică cu Sevilla la trecut. Acum la mate și urmează sâmbătă ăla la română și Barcelona a luat bacul cu notă mare, că până acum la logică a luat 9.70, la mate 9.30. Urmează și la română notă mare, Doamne ajută, Rafinha, jos pălăria în față. Bună dimineața, clan! Cred că ultima dată am filmat această săptămână la meciul cu Bayern sau nu mai știu exact. Pentru că a fost un weekend foarte frumos pentru mine, vin după victoria aia 4-0 contra lui Real Madrid, 0-4, mă scuzați, cum a zis Balotelli. Barcelona, singura echipă cu două terenuri de antrenament, baza sportivă a Barcelonei și Bernabeul. Foarte bine ai zis, Balotelli. Revenind în viața cotidiană, am văzut meciul la un prieten, am luat camera, că am stat și noi frumos, am băut niște bere ale noastre, FIFA frumos și am lăsat camera acasă. A fost o sâmbătă seară frumoasă. Acum este luni dimineață, ora 8:50. Mă duc să filmez Oaia Neagră, care este pe canalul The Full. Un episod cu mine și Shelly. Sincer, nu mai știu exact ce face. Mi se pare să depistăm care nu-i fanul lui Shelly. Nu mai știu, un film de ăsta. În fine, vedem acolo. Băi, și văd liceinii ăștia și mi-aduc aminte de vremurile alea, frate, și leu, nu le mai vreau în viața mea. Să mă trezesc, să mă duc la școală pe întuneric. Aia a fost cea mai nașpa chestie din viața mea. Și ne vedem acolo. Să vedem cu Linachis la ora asta. Puteam să filmăm și noi la o oră omenească, lunea. Știi ce zic? Prima dată era vorba de 11. Bun, 11. Te trezești la 10, altfel îți începe viața. Da, îmi sună alarma la 8:15. Luni, la 8:15, după un weekend frumos, aseară am făcut live. Mai facem live-uri acum cu fugițiul ăsta. Na, stoarcem și noi cum se face. Oricum, noi suntem domni față de alții care fac live, fac reacție, reacție la reacție, reacție la reacție la ce a reacționat reacționarul. Alea sunt deja alte filme. Noi o facem doar pe live, n-are sens să ne întindem. Și în alt ordine de idei, ne vedem acolo. Am emoții că am întârziat, dar am uitat că mă văd cu regele întârzierilor, chiar el. Am ajuns în același timp. Deci dacă am ajuns cu el în același timp, e bine. Știam că întârzi oricum, bine, și 7, n-am întârziat mult, dar știam că cu șagaurul nu trebuie să te grăbești prea tare, că el o face frumos. Hai că intră și în mine, nu-i problemă. Accident în direct între amândoi, ar fi tare. Domnul regele! Dimineața! Știam eu că poți să întârzi, că întârzi și tu. Ce să zic, mă, 5 minute? Ce? Păi da, mi-au zis ăștia, bă, hai să ne grăbim, că și el are treabă. Păi da, mă, da, 11, să păi, dar nu doi azi mai mult, nu? Nu, oră. M-am apucat și eu de vlog, am fost inspirat asta de tine. Asta este de la Drăcea, asta este de la Drăcea, dar cu ce mașină ai venit? Am luat mașină și el. Ceva ce? Păi da, mamă, tu n-ai văzut Costi contractele la noi? Cât se ia pe un episod de minte, mă, frumos? Mamă, Costi. Mamă, dar chiar am crescut. Păi și noi am crescut, nu mai este da, copii. Da, am crescut, stai, așa că am crescut, nu mai știu cât am crescut. Ia zic, pune blur. Ce faci, bă? Emoționist. Asta e centru tău? Da! Nu să par că stau în lateral? Să creadă oamenii că ai făcut o schemă. Shelia, mă, nu mai este la emisiunea ta. Obișnuiește-te. Da, ar fi ciudat să fie unul în centru acum, că ar zice că ai decis tu. Da, ok, nu știam tradiția. Bun, ascultă. Toți vor fi fanii tăi, cu excepția uneia care se dă că e fanul tău. O să avem mai multe runde de eliminări, 3 la număr mai exact. Aveți acolo niște întrebări, dar sunt strict orientative. O să punem template-ul. Ce vrei, da. Gata, chat, am filmat Oaia Neagră. Foarte tare episodul, cu multe palpitații. Vai, 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 o să vedeți acolo pe canalul celor de la The Full, dacă nu mă înșel, că este acest format. Acum vreau să mă duc acasă să mănânc. A fost mama tinei la noi și ne-a făcut o ciorbică, niște jnițele, niște mamă, ce foame mi-am duc acasă să-i dau teroare. Și după mă duc chiar la sală, chat. Facem niște triceps cu piept, o combinație de asta de mi-a dat Andrei. După aia mă gândeam, bă, vreau să stau așa la sală pe bandă. Am văzut eu pe TikTok. Am, să ziceți voi dacă e
bine. Să-ți pui aia înclinată și să dai pe o viteză, nu de alergare, de mers așa, dar mai accelerat, și să mergi în pantă și să mă uit la ceva, la un serial, dar nu știu, un serial așa aș vrea de 20-30 de minute episodul, știi ce zic? Ca să fac mersul ăsta 20-30 de minute și după aia să-i dau și niște alergare. Dar recomandați-mi, adică uite, The Office l-am văzut, Rick și Morty l-am văzut, la ce m-aș mai putea uita de 20-30 de minute? Animații, majoritatea animațiilor le-am văzut, în afară de anime-uri, că nu-mi plac, dar nu știu, dacă mai știți seriale de 20-30 de minute episodul, recomandați-mi, vă rog frumos. Cam asta a fost rugămintea mea și vă mulțumesc, ne vedem cine știe când, poate ăsta e vlogul, nu știu, mă mai gândesc.